În această seară avem un subiect care mi se pare destul de interesant, se intitulează Templul Viu. Știți, a fost o istorie tristă în viața Americii, în care unul dintre cei mai buni doctori din istoria acestei țări a fost într-o zi captivat sau vrăjit de o temă care era pe cât de mistică, pe atât de periculoasă. Conceptul panteist, care este bine cunoscut în lume, circulă din India până în Egipt, din Egipt până la Washington, de la Washington până la Roma și așa mai departe. Din nefericire, Dr. Kellogg a fost mesmerizat, dacă vreți, de vraja acestui subiect fantezist. Sigur că această ispită de a ne închina la natură a fost întotdeauna o teză, o filozofie care a fost circulată vehement în lumea păgână și nu numai. Teza că mama natură este Dumnezeu și că această entitate divină nedefinită se găsește în fiecare frunză, în fiecare pom, în fiecare bulă de aer și reglează cumva echilibrul energetic stabilit de mama natură, a fost întotdeauna teza păgânismului. Doctorul Kellogg a fost mesmerizat de această vraje, acestui subiect fantezist, care spuneam că pe cât de misterios, pe atât de periculos. Finalmente, dumnealui a renunțat la conceptul biblic în care Dumnezeu este creatorul și pretinde toată închinarea, gloria și recunoștința, iar natura este doar cartea sau amprenta sau impresia caracterului lui Dumnezeu în actul creațiunii. Noi oamenii, citind în cartea naturii, considerăm sau îl recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu, un creator minunat, un Dumnezeu plin de dragoste și plin de iubire, care a produs această ambianță pe care noi o numim natură, fie că vorbim despre elementele pământești terestre, fie că vorbim despre elementele celestiale sau elementele cerești, nu? Noi suntem beneficiarii acestor servitori care Dumnezeu i-a creat ca să slujească omenirii. Dar astăzi se pare că noi am inversat valorile și această teză a templului viu pe care el o scria în cartea sa mistică, mai devreme sau mai târziu, derapând total și irreversibil de la creștinismul biblic, este o teză care se pare că a fost acomodată și e acasă în mai toate universitățile lumii. Deci, templul viu este un concept mistic care reprezintă un uriaș furt de identitate și de proprietate, așa cum spuneam, care aparține Tatălui Ceresc și Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, și delegă o religie globală care dorește a fi universal acceptată, ca să îmbine, ca într-un lanț nevăzut, toate inimile, toate sufletele oamenilor într-o balanță perfectă. Prima oară când m-am confruntat cu această idee, m-am opus ei cu fermitate, fără cea mai mică ezitare. Sentimentele susținute în Templul Viu fac din această carte o producție periculoasă, deoarece în ea este predată o știință insinuată, înșelătoare, de origine satanică. De nefericire, sfârșitul doctorului Kellogg este una de tristă amintire, prieteni. Cert este că a lăsat în urmă un obicei pe care cei mari ai lumii îl urmează mereu. Îi plăceau prietenii întâlnirile de noapte și atunci când oamenii erau obosiți, el pornea tăvălucul decizional. Oamenii cedau influenței lui persistente și votau așa cum vroia el în cercurile de influență pe care le stăpânea. Chestiunea cu închinarea la natură și fraudarea celor 10 porunci ale lui Dumnezeu este în plină desfășurare, prieteni, acum în Egipt. Povesteam sau atingeam tangențial subiectul acesta data trecută în prezentarea Eu pentru cine votez, și vreau să revin asupra acestui subiect pentru că este în vogă și oamenii sunt peste 170 de participanți din toate cercurile religioase ale lumii, deci este o adunare
care nu poate fi ignorată sau trecută cu vederea. Așa că revin la acest subiect, chiar dacă lumea în sine este preocupată de cine va câștiga alegerile în Statele Unite, oamenii cu influență ai lumii, pe de altă parte, lucrează din plin la instaurarea unei religii climatice și a unui sabat climatic care se vrea a fi ziua preferată a lui Ra, zeul Soare sau zeul Mitra al egiptenilor. Ne apropiem, dragii mei prieteni, de momentul în care Nilul devine din nou simbolul prosperității egiptene, așa cum ne confirma Joseph Abramovitz în articolul său despre teologia mântuirii climatice. Aceasta este o formă de evangelizare a lumii și de propovăduire a mântuirii climatice și în curând, prieteni, vom vedea reacția lui Dumnezeu la ceea ce oamenii fac în Egipt chiar acum. Aș vrea să deschid totuși Cartea Sfântă și să vă invit să citim Ieremia, capitolul 2, versetul 18 și versetul 19. 170 de oameni, de lideri din toată lumea, s-au adunat acolo pentru a crea o ambianță fraternală în care această karmă, această perfecțiune a umanității poate fi atinsă printr-o religie care este mântuirea climatică. 170 de oameni religioși, în frunte cu cei de la Roma, au ajuns să bea apa Nilului, au ajuns înapoi în Egipt ca să promoveze această teză a unei religii universale în care toată omenirea vine la picioarele lui Ra, la picioarele zeului Soare, picioarele zeului egiptean, ca să spere și să ceară prosperitate, pace și liniște pentru lumea în care trăim. Însă Tatăl Ceresc are o întrebare, Domnul Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, autoritatea Scripturii, pune o întrebare celor 170 de oameni care sunt prezenți acum în țara Nilului, în țara Egiptului. Haideți să citim textul din Ieremia, capitolul 2, versetul 18 și 19. Și acum, ce cauți tu în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți tu să te duci în Asiria și să bei apa râului? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să nu ai nicio frică de mine, zice Domnul oștirilor. Interesantă întrebarea, nu? Este ce cauți tu în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți tu în Egipt? Ce caută lumea în Egipt? Când Dumnezeu, în prima poruncă a sa, spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, nu? Eu sunt cel care ți-am dat mântuirea pentru că te-am scos din robie. E, omenirea numește robia mântuire climatică. Înapoi în Egipt este exact opusul salvării, exact opusul mântuirii pe care Dumnezeu îl oferă poporului în Vechiul Testament și chiar în Noul Testament. Și este interesant că acest scriitor, Iosif Abramovitz, este evreu și totuși dorește întoarcerea în Egipt. Pentru mine este execrabil că oameni ca Iosif Abramovitz sau Yusuf Harari, Noah și alții sunt total aserviți acestui sistem mondial și vor fi raportați în Cartea lui Dumnezeu, în Cartea Cerului, ca fiind cântăriți și găsiți prea ușor. Un evreu a cărui părinți au fost sclavi în Egipt să promoveze ideea întoarcerii spirituale în Egipt pentru lumea întreagă, inclusiv pentru poporul său, ca o renaștere și o recunoaștere a mântuirii climatice? Aceasta pentru mine, prieten, miroase a parfum de Iuda, cu tot respectul. Iată cuvintele pe care le scrie Iosif acesta, Abramovitz, în articolul de data trecută. Repetăm lucruri pentru că repetiția este mama învățăturii și adeseori prin a repeta anumite lucruri, practic întărim convingeri, clarificăm niște gânduri și niște idei și devenim mai stabili pe o fundație, pe un principiu care întotdeauna este bazat pe ceea ce spune Scriptura. Haideți să citim ce spunea el. O fâșie îngustă
de pământ biblic, de la Marea Roșie până la Marea Moartă, nu este doar calea izraeliților în timpul exodului, ci este locul de naștere al mântuirii noastre climatice. Ascensiunea dinastiilor egiptene antice au coincis cu ascensiunea închinării la Ra, zeul soarelui. Deci, dacă vreți prosperitate, întoarceți-vă la închinarea zeului soare. O nouă eră a surselor regenerabile trebuie să strălucească numai din Egipt, în luna noiembrie, astfel civilizația noastră, ca cea a vechilor egipteni, va fi condamnată. Prieteni, pe vremea lui Stalin se spunea că lumina ne vine de la răsărit. Acum se pare că lumina ne vine din Egipt. Când liderii religioși de toate credințele urcă pe muntele Sinai, pe 13 noiembrie, în timpul acestui meeting, ei vor căuta să atingă inima umanității și să transmită un mesaj profetic. Iată ce ne spunea responsabilul șef săptămâna trecută în raportul pe care îl prezenta el în fața Națiunilor Unite în Egipt. M-am trezit în rolul meu de responsabilitate, șef, nu? Săptămâna trecută, când am lansat raportul de sinteză NDC și a trebuit să raportez că doar 24 de țări au prezentat planurile naționale mai stricte de la COP26. Așa că iată-mă acum, mă uit la 170 de țări care urmează să-și revizuiască și să-și consolideze angajamentele naționale în acest an. Vreau să-mi iau un moment pentru a recunoaște pactul climatic de la Glasgow. Am încheiat acest acord împreună doar anul trecut. Nu am obiceiul de a-mi revoca cuvântul. Mă aștept cu fermitate ca toate părțile să acționeze la fel. Respectați-vă angajamentele, construiește pe ele aici, în Egipt, spunea chairmanul, secretarul conferinței în deschiderea acestei festivități. Prieteni, cuvântul lui Dumnezeu, pana inspirată, ne spune, istoria se va repeta, religia falsă va fi înălțată din nou. Și iată, o zi a săptămânii, ziua lui Ra, va fi o zi care va fi promovată pentru ca tuturor națiunilor, limbilor și popoarelor se va porunci să îi se închine acestui sabat fals. Și de ce spun sabat fals? Pentru că ei înșiși recunosc că este un sabat instituit de ei în lipsă de respect față de sabatul autentic al lui Dumnezeu stipulat în cele 10 porunci. Decretul de închinare acestei zile trebuie să fie difuzat în toată lumea. Într-o măsură limitată a apărut deja. În mai multe locuri, puterea civilă vorbește cu glasul unui balaur, așa cum regele păgân le-a vorbit captivilor evrei. Iată ce ne spune secretarul Organizației Națiunilor Unite la deschiderea acestei festivități. Vom trage la răspundere lideri mondiali. Nu contează cine sunt ei. Inima implementării angajamentelor privind schimbările climatice se află pe masa tuturor oamenilor sau tuturor țărilor din lume, făcând tot ce este posibil pentru a aborda criza climatică. Ce spune pana inspirată în continuare? Încercarea și persecuția vor veni asupra tuturor celor care, în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, refuză să se închine lui Ra, acestui sabat sau aceste odihne forțate, bazate pe ideologie climatică. Acestui sabat fals. Forța este ultima soluție a oricărei religii false. La început încearcă să atragă, așa cum regele Babilonului a încercat puterea muzicii și a spectacolului exterior, nu? Să influențeze pe cei din jur. Dacă aceste atracții inventate de oameni inspirați de cel rău nu au reușit să-i facă pe oameni să se închine, așa va fi acum. Papalitatea și-a exercitat puterea de a obliga pe oameni să o asculte și ea va continua să facă acest lucru. Avem nevoie de același spirit care a fost manifestat de slujitorii lui Dumnezeu în conflictul cu păgânismul. Făcând o relatare despre tratarea creștinilor de către împăratul Romei, Tertulian spunea:
Suntem aruncați fiarelor sălbatice pentru a ne face să ne retractăm convingerile, suntem arși în flăcări, suntem condamnați la închisori, la închisoare și la muncă în mină, suntem expulzați în insule, cum ar fi Patmos, și toți au eșuat. Așa a fost în cazul celor trei demnitari evrei. Ochiul lor era îndreptat spre slava lui Dumnezeu. Sufletele lor erau statornice, puterea adevărului i-a ținut ferm la loialitatea lor față de Dumnezeu. Doar în puterea lui Dumnezeu vom fi în stare să fim loiali acestuia. O declarație care e făcută în 1897. Vom trage la răspundere pe liderii mondiali, spunea secretarul acestei, chairmanul acestei festivități. Inima implementării angajamentelor privind schimbările climatice se află în toată lumea și pe masa, pe agenda de lucru a întregii lumi și peste tot în lume, făcând tot ce este posibil pentru a aborda criza climatică. Care sunt avertizările pe care Tatăl nostru din cerurile ni le împărtășește cu privire la ceea ce fac oamenii în Egipt acum? În Deuteronom, capitolul 4, avem câteva declarații foarte, foarte interesante pe care aș dori să le împărtășesc cu dumneavoastră. Fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau o înfățișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri sau chipul vreunui dobitoc care se terește pe pământ sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de dedesubtul pământului. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești. Căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Dar pe voi Domnul v-a lăsat, v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului ca să fiți un popor pus deoparte cum sunteți astăzi. Prieteni, asta este o declarație extraordinară pe care o face Dumnezeu, adică Dumnezeu ne-a scos din cuptorul de fier al Egiptului. Creștinismul biblic a fost scos din cuptorul de fier al Egiptului și oamenii religioși cu locomotiva de la Roma invită lumea înapoi în cuptorul de fier al Egiptului. Până la urmă, suntem în interiorul Egiptului, dorim să trăim în sclavia Egiptului, că practic asta este noua ordine mondială, sau dorim să rămânem liberi în Hristos și să rămânem liberi în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, a inițiat. Dar pe voi, Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului, ca să fiți un popor ales și pus deoparte cum sunteți astăzi. Deci, prieteni, aici este selecția. O selecție pe care noi o avem la dispoziție. Dumnezeu va alege pe cei care aleg să rămână liberi și să nu se întoarcă în cuptorul de fier al Egiptului. Se pare că lumea a luat-o pe o direcție greșită și reprezentanții celor 170 de țări vorbesc despre reinstaurarea religiei păgâne, fie că vorbim de Ra, Mitra sau Baal, zeul soare din timpul evreilor, fie că vorbim de Sol Invictus, soarele biruitor din timpul romanilor, sau fie că vorbim de Dies Solis, dragii mei prieteni, e timpul să ne rugăm ca să nu ne întoarcem în cuptorul de fier al Egiptului. Să nu ne toacem în cuptorul de fier pe care l-a creat Nebucadnezar. Noi vrem afară cu Dumnezeu, vrem cu Domnul nostru Isus Hristos. Este foarte impresionant textul din Iov, capitolul 31, Iov în marea suferință grozavă pe care o trăia. Iov folosește expresia: dacă am necinstit pe văduvă, dacă n-am luat seamă la nevoile orfanului, dacă m-aș fi uitat în mod indecent la o fecioară, dacă, dacă, dacă. De 20 de ori Iov face această declarație revitalizată
jizuindu-și viața, până când ajunge la versetul 26, unde el spune: dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreață, și dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări ducându-mi mâna la gură, și aceasta este o fără de lege care trebuie pedepsită de judecători, că m-aș fi lepădat de Dumnezeul cel de sus. Iov recunoaște că închinarea la soare, închinarea la zeul Ra, închinarea la natură, făcând natura ca fiind sau recunoscându-o ca fiind un templu viu, este o religie păgână care nu are nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu, care este vechi și antic. Cartea lui Iov se estimează ca fiind cea mai veche carte a Scripturii. Și dacă Iov, fiind un contemporan cu antediluvienii, făcea declarația că închinându-mă la soare sau la lună, ar fi fost o fără de lege, un păcat, nu? Care ar fi trebuit pedepsită de judecători, m-aș fi lepădat de Dumnezeul cel de sus. Iov recunoaște că nu există o reconciliere între închinarea la natură, închinarea la pomi, la dealuri, la stâlpi, la lună, la stele, la toată oștirea cerului, și în același timp să fim temători de Dumnezeu și să recunoaștem pe Tatăl nostru din ceruri și Domnul Hristos ca elementul suprem al creațiunii întregului univers. Este o incompatibilitate între închinarea la natură, între închinarea la stele, soare, lună și așa mai departe, între închinarea la apă, la pești, la târătoare și închinarea la Dumnezeu. Nu se poate compatibiliza atitudinea duplicitară a individului. În cartea lui Daniel, mă duc puțin mai departe, întâlnim un vis, un vis pe care îl are de data aceasta o entitate, regele Babilonului, Nebucadnețar, care visează un copac imens, sub a cărui umbră se adăposteau toate viețuitoarele lumii și toate păsările cerului. Haide totuși să citim textul. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat, gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedenile și duhul meu mă umpleau de groază. Iată vedenile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în mijlocul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic. Vârful lui se înălța până la cerul și se vedea de la marginile întregului pământ. Auziți cât de mare era copacul ăsta, că se vedea pe tot pământul. Expresia asta sună cumva film Avatar. Vom vedea. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui. Păsările cerului își făceau cuiburi în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedenile care îmi treceau prin cap în patul meu, mă uitam și iată că s-a coborât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit: tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați-i frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Dar trunchiul cu rădăcine lui lăsați-l pe în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp, ca să fie udată de roa cerului și să fie un loc cu fiarele și iarba pământului. Inima lui de om se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să se știe, să știe cei vii că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui place și înalță, și înalță în ea pe cel mai de jos dintre oameni. Revizuim acest text din cartea lui Daniel, capitolul 4. Mi se pare mie sau dumneavoastră, nu știu cum vedeți perspectiva, că finalmente există proverbul care spune: nu contează la ce te uiți, contează ce vezi. Deci când vedem textul acesta în fața noastră, putem să avem o paradigmă diferită. Sigur că această scenă seamănă uluitor de bine cu scena sau scenografia filmului Avatar. Nu încurajez pe nimeni la vizionarea acestui film, doar ceea ce este interesant după transcriptul acestei scenografii, pe planeta numită Pandora există un copac care ajunge până la cer și toate animalele și păsările lui se adăpostesc acolo.
Copacul din filmul Avatar reprezintă templul viu pe care Kellogg îl vedea în ideologia balanței între suflet și celălalt suflet, spiritualismul, care are cel mai înalt și mai rafinat grad pe care îl putem întâlni în pseudoștiința zilor prezente. Nu numai că în cartea lui Daniel copacul este tăiat și în filmul Avatar copacul este salvat, dar mai vedem și altceva, că în cartea lui Daniel cei care doresc tăierea copacului sunt personaje bune, adică slujitorii lui Dumnezeu. În film apar personaje rele. Cei care doresc distrugerea copacului din filmul Avatar sunt personaje rele. Exact pe dos, prieteni. Avatar comunică un mesaj falsificat și pervertește cuvântul lui Dumnezeu. Este un furt de proprietate intelectuală de gen China și dă oamenilor o travă în loc de vindecare. Templul viu, balanța cu natura, salvarea mamei Terra, religia climatică, sabatul care salvează planeta, este înlocuit cu unul care aparține religiei păgâne. Ziua soarelui, Ra sau ziua lui Bal, este sabatul fals care, din nefericire, pervertește cuvântul lui Dumnezeu. Interesant este că actorii în filmul Avatar sunt inversați, ca și în religiile de astăzi, în religia globală. Cei buni sunt portretizați ca fiind cei răi și cei răi sunt portretizați ca fiind cei buni. Așa cum spune Scriptura, că cei care vor face astfel de păcate, Roman capitolul 1 și capitolul 2, cei care vor face astfel de păcate vor fi considerați vrednici de laudă pentru că fac astfel de păcate. Prieteni, nelegiuirea fără de legea are statut de onoare la ora actuală. Iată declarația liderilor lumii acestui copac care ajunge până la cer. Aici te avem de a face cu religia babiloniană susținută de Nebucanețar, promovată de asirieni și îmbrăcată în strălucire de egipteni. Deci avem de a face cu declarația din Ieremia capitolul 2, unde ni se spune că ce cauți tu aici să bei apa Nilului sau să bei din râurile asirienilor. Deci avem Egiptul, avem Asiria și avem, bineînțeles, Babilonul. Ce cauți tu aici în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți tu să te duci în Asiria să bei apa râului? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul oștirilor. Ieremia 2 cu 18 la 19. Acum, prieteni, Dumnezeu răspunde în de acord cu ceea ce a spus Ieremia la fiecare care copac din lumea modernă. Astăzi, dacă Nebucanețar a fost marele copac din filmul Avatar, bineînțeles, filmul este o perversiune a capitolului 4 din cartea lui Daniel, nu? Vom avea de studiat de data aceasta o declarație foarte interesantă din cartea lui Ezechiel. Și această declarație este extremă pentru că transmite un mesaj pentru vremurile sfârșitului și nu numai, tuturor acelor avatari, acelor copii falsificate, aceia care sunt vinovați de furtul intelectual al cuvântului Dumnezeu. Iată ce spune Tatăl nostru din ceruri, prin cuvântul său, în cartea lui Ezechiel, capitolul 31, dacă nu mă înșel, tuturor avatarilor care s-au adunat în Egipt astăzi pentru a comemora ziua lui Ra și pentru a stabili o religie a mântuirii climatice. Fiul omului, spune lui Faraon, împăratul Egiptului, și mulțimii lui, cu cine te asemeni tu în mărirea ta? Iată că asirianul era un cedru falnic în Liban, ramurile lui erau stufoase, frunzișul umbros, tulpina înaltă și vârful îi ajungea până la nori. Observați, aceeași declarație aproape identică cu declarația pe care o are vizionarul Daniel în capitolul 4 cu privire la, de data aceea, Nabucodonosor. Apele îl făcuseră să crească, adâncul îl făcuse înalt, râurile lui îl scăldau răsadnița și îi trimiteau păraiele la toți copacii de pe pământ. De aceea, tulpina lui se înălța deasupra tuturor copacilor de pe câmp, crengile îi se înmulțiseră și ramurile îi se întindeau de mulțimea apelor care făcuseră să dea lăstari. Toate păsările cerului își făceau cuiburi în crengile lui, toate fiarele câmpului fătau sub ramurile lui și tot felul de neamuri multe locuiau sub umbra lui.
Era frumos primărimea lui, prin întinderea ramurilor lui, căci rădăcinile îi erau înfipte în ape mari. Adică acest copac care prezintă o instituție religioasă, nu? A noii ordini mondiale, are rădăcinile înfipte în ape mari, adică în toate națiunile puternice ale lumii. Cedrii din grădina lui Dumnezeu nu-l întreceau. Chiparoșii nu erau de asemuit cu crengile lui și platanii nu erau ca ramurile lui. Niciun copac din grădina lui Dumnezeu nu-l întrecea sau nu era ca el în frumusețe. Îl făcusem atât de frumos prin mulțimea crengilor lui că îl pismuiau toți copacii Edenului care se află în grădina lui Dumnezeu. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că avea o tulpină atât de înaltă, pentru că își înălța vârful până la nori și inima îi se mândrea cu înălțimea lui, l-am dat în mâinile viteazului neamurilor, care va face după răutatea lui, căci l-am izgonit. Străinii, cele mai grozave popoare, l-au tăiat și l-au lepădat. Crengile au căzut în munți și în toate văile. Ramurile i s-au sfărâmat în toate puhoaiele țării și toate popoarele pământului au plecat de la umbra lui și l-au părăsit. Pe sfărâmăturile lui au venit și s-au așezat toate păsările cerului și toate fiarele câmpului și au făcut culcuși între ramurile lui. Ca să nu se mai îngânfe niciunul dintre copacii de lângă ape cu înălțimea lor și să nu-și mai ridice vârful până la nori, ca să nu se mai fălească stejarii udați de apă cu înălțimea lor, căci toți sunt dați pradă morții în adâncimile pământului printre copiii oamenilor împreună cu cei ce se coboară în groapă. Dragii mei prieteni, avem 170 de cedri care s-au adunat astăzi în Egipt, cei mai înalți și mai făloși copaci din întreaga lume, copaci care conduc lumea. Sigur că textul e clar, e o alegorie. N-are Dumnezeu în vedere pe copaci, vorbește de oameni cu influență, oameni cu putere, oameni care sunt dispuși să facă oamenii să trăiască, să se hrănească sau să moară. Și totuși acești 170 de oameni, 170 de pomi, copaci înalți care au venit în Egipt, vor fi dați morții pentru că au părăsit cuvântul Dumnezeu, s-au dus în Egipt să bea apa Nilului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua în care s-a coborât în locuința morților, am răspândit deja jalea, am acoperit adâncul din pricina lui și am oprit râurile. Acum vorbește de Marele Copac, vorbește de Roma. Apele cele mari au fost oprite, adică națiunile n-au mai sponsorizat Vaticanul. Am întristat Libanul pentru că el și toți copacii de pe câmp s-au uscat. Prieteni, Dumnezeu spune aici, vreți schimbări climatice? Lasă că vă dau eu schimbări climatice. Vorbiți despre o coborâre a temperaturii cu 1,5 grade Celsius. Când vin plăgile mele, o să dau poruncă soarelui să dogorească pe oameni de 3-4 ori mai mult decât e în realitate. Ca să vedeți cine este în control asupra Pământului și cine este în control asupra temperaturii. De vuietul căderii lui am făcut să se cutremure neamurile care, când l-am aruncat în locuința morților împreună cu cei ce se coboară în groapă și s-au mângâiat în adâncimile pământului toți copacii Edenului, cei mai frumoși și cei mai buni copaci din Liban, toți cei udați de ape, s-au coborât și ei cu el în locuința morților. Deci, reprezentantul Romei, nu? Marele copac falnic care atinge norii, împreună cu el alții mai mici care au venit și s-au adunat în Egipt, zice că toți s-au coborât și cu ei în locuința morților și-au pierit uciși de sabie, ei care erau brațul lui și locuiau la umbra lui printre neamuri. Cu cine poți fi asemuit tu în slavă și mărire între copacii Edenului? Totuși, vei fi aruncat împreună cu copacii Edenului în adâncimile pământului și vei fi culcat în mijlocul celor netăiați împrejur, împreună cu cei ce au pierit uciși de sabie. Iată ce este faraon și toată mulțimea lui, zice Domnul. Dragii mei prieteni, dacă ne întoarcem la declarația pe care o făcea Iosif Abramovitz în articolul său, spunea: ascensiunea dinastiilor egiptene antice a coincis cu ascensiunea închinării la Ra, zeul soarelui. O nouă eră a surselor regenerabile trebuie să strălucească din Egipt în luna noiembrie.
Altfel, civilizația noastră, ca cea a vechilor egipteni, va fi condamnată. Când liderii religioși, toți acești copaci din Eden, toate credințele urcă pe muntele Sinai pe 13, ei vor căuta să atingă inima umanității și să transmită un mesaj profetic. Deci, prieteni, este exact opusul ceea ce fac oamenii aceștia, fac exact opusul la ceea ce Dumnezeu spune în declarația lui de final în Ezechiel 31, versetul 18. Cu cine poți fi asemuit tu în slavă și mărire între copacii Edenului? Totuși vei fi aruncat împreună cu copacii Edenului în adâncimile pământului și vei fi culcat în mijlocul celor netăiați împrejur, împreună cu cei care au pierit uciși de sabie. Iată ce este Faraon, adică Egiptul, și toată mulțimea lui, zice Dumnezeu. Prieteni, acest text, vă rog, luați-l la inimă, versetul 18. Iată ce este Faraon și toată mulțimea lui, zice Dumnezeu. Iosif Abramovic zice, întoarceți-vă în Egipt, că de acolo vine lumina. Și Domnul spune, acolo în Egipt vor muri cu toții. Prieteni, declarațiile lui Dumnezeu din Scriptură sunt declarații care poate fi percepute ca fiind radicale în ceea ce privește societatea politicii corecte din lumea noastră. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu greșește și n-a greșit niciodată. Prieteni, suntem mai aproape de revenirea Domnului Hristos mai mult ca niciodată. Și îmi doresc să se întoarcă Domnul Hristos. Ce fac ăștia în Egipt este nimic altceva decât să provoace seceta din timpul lui Ilie. Vreți o încălzire globală? Veți primi plăgile. Suntem aproape de încheierea de har, aproape de încheierea finală a lucrurilor care se vor petrece pe pământul acesta. Suntem aproape de momentul în care Domnul Hristos va termina munca sa în sanctuarul ceresc și se va întoarce să ia pe cei aleși care au fost scoși din Egipt, din robia de fier a Egiptului, așa cum spune Domnul, și au rămas liberi în Hristos, au rămas liberi în cuvânt și s-au focalizat, s-au concentrat asupra pregătirii caracterului lor pentru ceruri. Și religia climatică, în realitate, este o religie, o practică, o declarație de război împotriva lui Dumnezeu. Este respingerea lui Dumnezeu și este respingerea existenței lui Dumnezeu ca și creator al cărții naturii, care se vrea a fi existentă prin sine însuși. Templul viu, pus pe cruce, Domnul Hristos, înlocuit de o religie fără viață, un templu rece ca piatra din care era făcut, nu? Templul de Ierusalim. Astăzi templul viu, Domnul Hristos, este pus din nou pe cruce de o religie care nu recunoaște autoritatea legii Creatorului și doar își asumă furtul de proprietate intelectuală al Creatorului. Dacă există un templu viu, atunci acesta a trăit, a suferit, a murit și a înviat 2000 de ani în urmă. Numele lui este Domnul Iisus Hristos. Dărâmați sau stricați acest templu și voi ridica în 3 zile. Oamenii au spus că Iisus a hulit, dar el vorbea despre templul viu, despre el însuși. Vorbea despre caracterul lui, despre el ca fiul al lui Dumnezeu.